În perioada 11 aprilie, 20 aprilie, Biblioteca Municipală Câmpul Lung are ca expoziție permanentă lucrări dedicate scriitorului Barbu Ștefănescu de la Vrancea, unul dintre cei mai reprezentanți scriitori ai literaturii române. Acesta, născut la București pe 11 aprilie 1858, și-a desfășurat activitatea ca publicist, scriitor și deputat. Referitor la denumirea sa de la Vrancea, a luat-o numai originii tatălui său, care era vrâncean de origine, un bun gospodar în acea zonă. De la Vrancea a urmat facultatea de drept din București, apoi a continuat studiile în Paris, însă fără să-și finalizeze printr-un doctorat. Activitatea sa s-a remarcat prin colaborarea la periodice precum Lupta, Românul, Viața Nouă. A colaborat cu personalități precum Constantin Dobrogeanu Gherea, Bogdan Petriceicu HD-ul, însă se remarcă prin lucrările literare Hagi Tudose în 1903, precum și trilogia istorică Apus de Soare, Viforul și Luceafărul, care au rămas în istoria literaturii române. De la Vrancea rămâne între scriitorii reprezentanți ai literaturii române, reflectându-se prin calitatea sa de mare orator. Să nu uităm că a îndeplinit și o serie de funcții publice importante: ministru al lucrărilor publice, ministru al comerțului și primar al Bucureștiului.